cadrul campaniei Verde Crud, anul acesta Primăria Sinaia realizează în premieră o serie de acțiuni educative și informative pentru promovarea reciclării selective, a educației civice și a unui stil de viață sănătos. La grădinița și la școala George Enescu au avut loc întâlniri cu preșcolarii și elevii, în cadrul cărora au fost informați despre importanța colectării selective a deșeurilor. Ce ați învățat voi mai devreme? Trebuie să arunc gunoaiele, nu trebuie să murdărești, nu trebuie să arunc gunoaiele în pădure, nu trebuie să... Ce faci tu cu gunoaiele? Eu mereu le strâng. Ce ar trebui tu să faci cu gunoaiele? Să nu le alung și să le stricăți din ele. I-am învățat cum să strângă deșeurile, să le colecteze selectiv în pubelele care sunt deja amplasate în orașul nostru super frumos, cărora le place și lor, și cum să facă din materiale reciclabile alte obiecte pe care să le folosească. Mi s-a părut foarte frumoasă această întâlnire și ne-a învățat că trebuie să avem grijă de țara noastră și să protejăm natura datorită reciclării colective. Ai participat la acțiuni de ecologizare în cadrul Verde? Da, am participat datorită faptului că eu sunt la Clubul Sportiv Carpați Sinaia, am fost luat drept voluntar și am strâns deșeuri de pe Alea Peleșului. Ce părere ai despre aceste acțiuni de ecologizare? Am o părere foarte bună, deoarece acestea ne ajută să ne dăm seama câtă răutate este în țara asta cu aceste gunoaie și ne ajută să ne rezervăm un viitor mai bun pentru urmașii noștri. A fost o întâlnire foarte interesantă. Am discutat despre colectivizare, am învățat ce este aceea colectivizare și că noi trebuie să colectivizăm. Ai un mesaj pentru tine? Ar trebui să ne mobilizăm toți la nivel de țară și să ajutăm această țară să devină una mult mai frumoasă și să arătăm tuturor că România este chiar o țară frumoasă. Acțiuni educative despre importanța colectării selective vor mai avea loc la grădinița Fluturașii și la școala Principesa Maria. Datorită campaniei Verde Crud, în 2015, Sinaia a câștigat marele premiu în competiția națională Orașul Reciclării.